Dude, are you kidding me? Să mă duc și la chestia asta cu mine. Deoarece misiunea noastră, asta e international, este să oferim tinerilor ocazia să... Băi, deci sunt în Constanța, sunt în Porto Constanța, de fapt, și am venit aici pentru că e un eveniment foarte mișto, Regata Marilor Veliere. De fapt, totul se traduce foarte simplu printr-o grămadă de corăbii vechi, foarte mișto, și o să am posibilitatea să le vizitez, să mă urc pe ele, să văd exact. Dar cred că mai bine dăm drumul la imagini, că uite cât de mișto se vede. Îmi pare rău că a pus o statuie de mișto din portul Constanța, care este freaking genius, uite, genial, de se vede absolut super, deci ori să iasă niște poze demențiale. Îmi pare rău că e pe fundal de muzică de asta, dar whatever, mama mie, wow, deci arată super tare, deci uite ce culori sunt, fii atent ce culori sunt. E foarte mișto la regata asta, chiar îmi place. Încă n-am urcat pe nicio corabie sau velier ce-o fi, eu le zic corabii, dar e foarte, foarte mișto și mâine va trebui să vin mult mai devreme ca să prind cât mai mult din apus, că sunt doar câteva minute în care poți să faci poze foarte mișto. Și minutele alea se duc foarte repede. Trebuie să văd acum unde sunt restul, probabil că la bere, evident. Hai că trece, că... Nu trece. Trece, mă. Băi, nu pot. Hai că urc eu. Uite, m-a pus dracu să mă întâlnesc cu Andrada din Cluj. Practic, cam în aceste condiții umile o să petrecem următoarele 4 zile. Foarte mult zgomot, blocurile sunt foarte apropiate, condițiile sunt foarte vitrege aici. Cum era aia cu s-a terminat vara?